Vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit la această scurtă declarație de presă. După cum știți, astăzi a avut loc la sediul Curții de Apel Cluj adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj privind aprobarea raportului de bilanț pe anul 2017. Am să dau doar câteva date cu privire la activitatea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și a unităților din circumscripție. Această activitate a fost apreciată ca fiind una pozitivă, s-a apreciat efortul pe care l-au depus procurorii în cursul anului 2017 în soluționarea dosarelor de urmărire penală, punându-se accentul pe împrejurarea că dosarele au fost soluționate într-un termen scurt și au fost și actele de urmărire penală au fost administrate la o calitate superioară. Au fost trimiși în judecată de către unitățile de parchet din raza Curții de Apel Cluj un număr de peste 3900 de inculpați. 38% dintre inculpați au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni contra siguranței publice, majoritatea dintre aceștia, 1795, pentru infracțiuni la siguranța circulației pe drumurile publice. 22% dintre inculpați au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni contra patrimoniului, iar 20% pentru infracțiuni contra persoanei. Dintre aceștia, 23 de inculpați au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de omor în formă consumată, 36 au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de tentativă la omor și 78 au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni contra libertății sexuale. Instanțele de judecată au confirmat acuzațiile penale formulate de către procuror în ceea ce privește 98,67% dintre inculpați. Doar un procent de 1,33% dintre inculpați a fost achitat. Au fost numeroase unități de parchet, inclusiv parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care nu au înregistrat niciun inculpat în cursul anului 2017. În ceea ce privește infracțiunile din domeniile prioritare, vreau să vă comunic faptul că parchetele din raza Curții de Apel Cluj au întocmit un număr de 99 de rechizitorii în ceea ce privește infracțiunile de evaziune fiscală, fiind luate măsuri asigurătorii de peste 30 de milioane de lei. În ceea ce privește infracțiunile de spălare de bani, au fost întocmite 7 rechizitorii și au fost luate măsuri asigurătorii de peste 5 milioane de lei. În ceea ce privește infracțiunile silvice, un alt domeniu prioritar, vreau să vă spun faptul că au fost trimiși în judecată un număr de... au fost întocmite peste 121 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 12% mai mult decât în altul precedent. Iar în ceea ce privește măsurile asigurătorii luate în domeniul infracțiunilor civice, au fost luate măsuri asigurătorii peste 13 milioane de lei. Așa cum v-am arătat, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și procurorii din cadrul parchetelor subordonate au avut o activitate bună în cursul anului 2017, fiind stabilite prioritățile pentru anul 2018 în aceleași parametri ca și cu prioritățile Ministerului Public. În ceea ce privește resursele materiale, bugetul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și a unităților subordonate a crescut în cursul anului 2017 cu 34%. Am avut un buget de peste 61 de milioane de lei. Anul acesta a scăzut ușor, avem un buget de 60 de milioane de lei. Marea majoritate a cheltuielilor pe care le are parchetul pe lângă Curtea de Apel Cluj și parchetele subordonate sunt cheltuieli cu personalul. Gradul de ocupare al personalului în cursul anului la finele anului 2017 a fost de peste 87%, având 21 de posturi vacante de procuror. Ceea ce vreau să vă mai spun e că procurorii au participat în soluționarea peste 21.000 de cauze penale și au formulat 446 de căi de atac. Vă mulțumesc! Bună ziua, mă bucur că ne reîntâlnim aici și aș dori să vă asigur de disponibilitatea Ministerului Public din România de a discuta cu presa, de a analiza problemele care sunt în atenția
opiniei publice și evenimentele pe care Ministerul Public le are în anumite momente. Azi a avut loc analiza activității parchetelor din circumscripția Curții de Apel Cluj și aș dori să vă spun că parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj este o unitate de referință a Ministerului Public din România. Este o unitate cu o consistență culturală substanțială care adeseori dă etalonul muncii Ministerului Public, după cum urmează să vedem în continuare. În cursul anului 2017, procurorii parchetelor din circumscripția Curții de Apel Cluj au soluționat un important număr de dosare, circa 40.000 de cauze. De asemenea, este de remarcat faptul că au fost trimiși în judecată peste 3.900 de inculpați, mai ales în cauzele care privesc domeniile prioritare ale Ministerului Public, respectiv cauzele care au ca obiectiv protejarea bugetului consolidat al statului român de acțiunile de fraudare, cum sunt cele de evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și așa mai departe. Este de remarcat faptul că activitatea colegilor noștri de la parchetele din circumscripția Curții de Apel Cluj este una de calitate. Dacă la nivel național avem un număr de circa 1,7% inculpați trimiși în judecată care au fost achitați, ceea ce reprezintă o cifră rezonabilă față de numărul mare de inculpați care sunt trimiși în judecată și de o justiție liberă care se desfășoară pe bază de probe în România, o justiție europeană. În cazul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, acest procent este de 1,3%. Prin urmare, este un procent mult scăzut față de media la nivel național. Aceasta evidențiază calitatea actelor efectuate de procurorii din aceste parchete și rigoarea pe care o manifestă aceștia în administrarea probațiunii. Sunt de remarcat câteva domenii în care procurorii de la parchetul de pe lângă curte, această plângere este în analiză și trebuie să mai știți că, având în vedere existența unui dosar în curs, precum și a unui dosar care este pe rolul în alte curți de casație și justiție, care îi privește pe inculpații care au depus plângerea la parchetul general, alte aspecte nu le putem discuta public. Alte probleme, dacă aveți? Plângerea a depus-o unul dintre inculpații care este judecat la înalta curte de casație și justiție. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim! Declarația de presă a luat sfârșit. Vă mulțumim! Foarte mult la ședința de bilanță astăzi. Da, a fost... Au discutat, toți colegii au făcut propuneri cum să ne îmbunătățim activitatea. A fost președinta Curții de Apel Cluj, prezența domniei sale ne arată cât de importantă este cooperarea între instanță și parchete și cu toții am analizat care sunt măsurile cele mai bune pentru ca activitatea să desfășoare mai bine în 2018. Vă mulțumim! Mulțumim! Vă mulțumim. Dacă aveți alte probleme de întrebat... Dacă ați sesizat ceva în activitatea procurorilor, având în vedere că avem schimbare de management
Este o continuitate pozitivă, fiindcă, după cum vă spuneam, există o tradiție profesională bună pentru ca lucrurile să funcționeze bine de la un mandat la altul. Vă mulțumesc foarte mult. Există și un reproș adus de conducere, un dosar cu trafic de organe dubios. Vă mulțumim, la revedere!